Bună ziua și bine v-am găsit! Cum v-am obișnuit, deja aducem în casele dumneavoastră subiecte legate din viața minorităților naționale trăitoare în Transilvania și nu numai. Pentru cei care nu sunteți în fața micilor ecrane, ne puteți urmări online pe tvrplus.ro. De asemenea, materialele noastre pot fi vizionate pe canalul YouTube, dar bineînțeles ne puteți scrie părerile și opiniile dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook, Transilvania Policromă. Astăzi vom vorbi despre o serie de subiecte, vom aduce în fața dumneavoastră materiale noi legate de cele mai importante evenimente ce au avut loc în săptămâna 14-21 mai 2018, cum ar fi 16 mai, ziua rezistenței romilor, revolta de la Auschwitz-Birkenau, când prizonierii romi au opus rezistență gardienilor. Evenimentul a fost comemorat și la Cluj-Napoca. Data de 16 mai, în cadrul prefecturii Cluj, de către Uniunea Civică a Tinerilor Rom din România. 19-20 mai, zilele Clujului. În cadrul evenimentului a avut loc și promenada multiculturalității și ziua culturii romani JVPen. 21 mai, astăzi, caravana culturală romă pentru elevi, studenți și profesori, ediția 2018, ajunge și la Cluj-Napoca. O să-l avem alături de noi pe managerul Centrului Cultural al Romilor Romano Care, Mihai Neacșu. O altă invitată specială astăzi, tocmai din Bruxelles, va fi alături de noi. Este vorba despre Teodora Coptil, actualmente șef al Departamentului de Afaceri Publice, EIPA. Însă mai multe lucruri despre ce face acolo, care sunt atribuțiile ei și de ce a plecat într-o altă țară, aflăm tocmai de la ea, pentru că este alături de noi și de asemenea vom afla mai multe lucruri despre povestea ei de succes. Bine te-am găsit, Teodora, și bine ai revenit acasă! Bine v-am găsit, Lavinia! E o adevărată plăcere să fiu în studio cu o fostă colegă de gimnaziu. Lucrez de 5 ani de zile în cadrul unui grup de interes pro-israelian. Se numește Europe Israel Public Affairs. Avem sediul la Bruxelles, dar avem birouri deschise în Paris, în Berlin și la Tel Aviv. Este un grup de interes care caută să creeze legături și conexii între Uniunea Europeană și decidenții politici din Israel. Activitatea noastră se desfășoară în mare parte în Parlamentul European, unde căutăm să prezentăm diferite subiecte care nu au în mod direct legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu, respectiv vorbim despre Israel ca și Startup Nation, vorbim despre Israel ca și națiune care include și are politici de incluziune a minorităților, cu deosebirea celor care au emigrat și care au făcut alia din Rusia și din alte zone din Europa. Aș vrea să ne povestești mai multe lucruri, de fapt, despre tine. Pe noi asta ne interesează, pentru că povestea ta este o poveste de succes, nu numai pentru tinerii din România, ci și pentru toți tinerii din Europa. Care este, de fapt, rolul tău în cadrul EIPA? Ce faci tu, de fapt, acolo? Nu aș numi o poveste de succes, dar mulțumesc, o să iau complimentul. Aș numi o poveste de a unei persoane care și-a urmat pasiunea în viață. Drumul meu a fost destul de predictibil, ca să spun așa. Am putea începe, știm că tu ai urmat studiile universitare aici, ai început cu Cluj-Napoca, cu Facultatea de Litere, apoi te-ai hotărât să pleci pe meleaguri străine. Așa. Deci am urmat cursurile Facultății de Istorie și Filozofie, masteratul de studii aici, de la Babeș-Bolyai, o universitate deosebită. După care am studiat timp de un an de zile soluționarea și medierea conflictelor la Universitatea din Tel Aviv. Iar după Tel Aviv, datorită faptului că am avut interes, am avut dublu focus, am studiat atât literele cât și științele politice în jurul statului Israel și în jurul Orientului Mijlociu, evoluția normală a fost să combin cele două pasiuni. Și așa am sfârșit prin a ajunge la Bruxelles ca și intern inițial pentru un grup la fel cu orientare pro-israeliană, iar apoi gradual am crescut. Ce faci tu în momentul de față la Bruxelles? În momentul de față la Bruxelles avem întruniri cu deputați europeni,
unde, cum ziceam, organizăm evenimente în, în Parlamentul European. Urmează să organizăm pe 7 iunie un eveniment împreună cu, în colaborare cu Ministerul de la Ierusalim, cu privire la în ce măsură putem să învățăm de la felul în care s-a construit high-tech-ul în, în statul israelian și în ce măsură putem să replicăm aceeași mentalitate la nivel european. Deja ne spuneai, te întrerup, pentru că ne spuneai chiar de la început că de aproximativ 5 ani de zile ești acolo. Da, dacă da. În această perioadă ai simțit, nu știu, vreo formă de discriminare, fie că ea pozitivă sau negativă, sau dacă ai simțit vreo formă de discriminare în toți acești 5 ani de zile? Discriminare? Ok. Nu, răspunsul simplu e nu. În mare parte pentru că nu am simțit că lumea mă judecă datorită background-ului meu venind din România, dar în același timp pot să spun că e mult mai greu ca și cetățean român să stabilește anumite legături la nivel, la nivel european și în Bruxelles. Bineînțeles, francezii, germanii, cei din Marea Britanie au lucrurile puțin mai ușoare, ca să spun așa. Dar discriminare, nu aș spune că... Dacă ar fi să descriem locul tău de muncă acum, respectiv ce reprezintă EIPA în trei cuvinte sau într-o frază, care ar fi aceasta? Crearea de legături între Uniunea Europeană și statul Israel. Aceasta ar fi suma sumarum. Când vorbim de dor de acasă, ce anume te face să te gândești la acasă? Ce obiecte, obiceiuri, nu știu, peisaje, culori, oameni? Când îți este dor de România, la ce te gândești? Mă gândesc la cozonacul lui mama. Mă gândesc la iarba verde, e cântecul la iarba verde de acasă, dar realmente mă gândesc la iarba verde. Deși și în Belgia e multă ploaie și iarba e destul de verde. Mă gândesc la lumea care, când ajungi, am călătorit destul de mult și e o diferență culturală destul de enormă când vezi în aeroporturi pe cei care sosesc cum sunt întâmpinați de familie. Și pot să spun că ce lipsește atunci când călătoresc, parcă atunci când ajung în destinația respectivă, întrunirea dintre cei plecați și cei care îi așteaptă nu e la fel de frumoasă ca cea din România. Am pregătit în plasmă o serie de imagini, de colaboratori, de oameni cu care tu lucrezi. Cum vorbești acolo? Bilingv, în engleză? Comunicarea principală e comunicarea în mod primar în limba engleză, dar e necesară și limba franceză și din când în când îmi exersez puțin limba evraică. Nici nu te întreb de limba romanii sau alte limbi, că mă gândesc că nici nu știi și nici, nici păcate, nu ai cu cine să vorbești acolo. Nu am reușit să practic limba când romanii. Când o să te întorci în România? Când o să te mai avem aici alături de noi la Transilvania Policromă? Cât de curând. Aș vrea să vorbesc mai mult despre legăturile dintre comunitatea romă, la fel și comunitatea evrească, cred că există foarte multe paralele. Dincolo de ce s-a întâmplat în Holocaust, cred că există aceeași nevoie de a lupta împotriva discriminării, așa cum spuneai tu, și împotriva xenofobiei, care are multe capete și apare sub diferite forme. Care este mesajul pe care tu ai dori să-l transmiți tinerilor din România sau tinerilor care își doresc o carieră la Bruxelles? Aș zice, găsește ceva ce-ți place și găsește un colectiv cu care poți să lucrezi și fă-o cu pasiune, ai răbdare cu tine însuți și după aia ai răbdare cu ceilalți. O să faci greșeli pe parcurs, dar e foarte important să găsești lucruri care te motivează și care să-ți continue, care să-ți dea energia să continui în perfecționare. Îți mulțumesc încă o dată, Teodora. Noi te așteptăm mulțumesc. Cu drag să mai revii din când în când acasă și să ne mai spui și nouă ce se mai întâmplă la Bruxelles. A fost adevărată plăcere. Ziua de 16 mai este sărbătorită ca Ziua Rezistenței Romilor, amintind de revolta de la lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, când prizonierii romi au opus rezistență gardienilor înainte de a fi ținuți în lagărele de gazare. Romii au câștigat 2 luni și jumătate de viață, dar mai mult decât orice și-au
recâștigat demnitatea etnică și umană. Exterminarea lagărului romilor din Auschwitz a avut loc pe 2 august 1944, o dată în care a fost gazați 3.000 de romi într-o singură noapte. Evenimentul a fost comemorat și la Cluj-Napoca, în data de 16 mai, în cadrul prefecturii Cluj, de către Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România. Haideți să urmărim materialul. Uniunea Civică a Tinerilor Rom din România, împreună cu organizațiile locale de rom din Cluj-Napoca, a organizat în data de 16 mai, în cadrul Prefecturii Cluj, o întâlnire dedicată Zilei Rezistenței Romilor. 16 mai constituie primul act de rezistență al romilor față de opresiunea nazistă. Este un act care este unic atât în istoria romilor cât și în istoria omenirii, pentru că vorbim practic despre faptul că sute de oameni care erau în lagărul din Auschwitz au rezistat, aflând că urmează să fie lichidați de către trupele germane de elită, ale armatei germane, au organizat o rezistență armată și cu pietre, cu topoare, cu furci, cu mâinile goale, au reușit să oprească și să zădărnicească planurile unor trupe armate extrem de bine pregătite și extrem de bine dotate cu armament. Or, lucrul ăsta este caracteristic unei rezistențe eroice și nu mă feresc de a folosi acest cuvânt, pentru că oamenii aceștia au fost practic eroi. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul mai multor parteneri, Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii Romani CRIS, Asociația Studenților Rom Romanos 1, Asociația Umanitară CEARA, respectiv prin implicarea celor de la Roma Education Fund. Am început această activitate de aproximativ 2 luni împreună cu niște tineri romi care ne-am gândit că acest eveniment este unul foarte important din punctul nostru de vedere, pentru că, așa cum au spus și colegii noștri, tot timpul comemorăm diferite acțiuni în care romii au fost victime. Și în această zi romii nu au fost victime, ci au fost pur și simplu eroi. Eroi pentru că aceștia au rezistat împotriva forțelor RSS-iste. Și este un act foarte, foarte important pentru minoritatea romă, dar și pentru alții ca să afle despre acțiunea asta eroică. După aproximativ 74 de ani de la exterminarea lagărului romilor de la Auschwitz 1944, romii încă se confruntă cu discriminarea și rasismul. Situația rămâne în continuare la cote alarmante. Avem în continuare segregări școlare atât în România cât și în țările din regiune. Există în continuare abuz săvârșit de poliție cu oameni care sunt împușcați, bătuți sau torturați. Lucrurile astea au fost documentate de romanii CRIS și sunt documentate în continuare. Chiar recent, în ultimii 2-3 ani, am avut aproape 10 cazuri de la Strasbourg, în care România a fost condamnată în special pentru abuzurile săvârșite de poliție. Și există și o problemă care este foarte des întâlnită în România, și anume evacuările forțate. Chiar aici, în Cluj, am avut această situație în cazul comunității din Coastei, care a fost mutată în zona Patarât, acolo unde se plănuia și relocarea comunității din cantonului. Romanii CRIS sprijină victimele discriminării și abuzului. Oamenii ne pot găsi telefonic la 021 310 7070 și dacă sunt cazuri care constituie într-adevăr discriminare, atunci noi putem sprijini prin documentarea cazului și inclusiv prin înaintarea cazului în fața justiției, fie că e vorba de tribunal, de CNCD sau de parchet, în funcție de situație. Și sigur, în plus față de asta, derulăm și multe alte proiecte pe linie de educație și de sănătate. La întâlnire au fost invitați să participe și reprezentanții instituțiilor publice locale clujene, însă numărul celor care au dat curs invitații au fost destul de mic. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, nu prea au fost. Am trimis invitațiile cu aproximativ 2 săptămâni jumate. Săptămâna trecută am dat și telefoane și au confirmat că aceștia vor veni, vor fi prezenți, dar din câte ați văzut, ăsta e interesul față de minoritatea romă. Chiar dacă numărul participanților a fost destul de mic, mesajul organizatorilor a fost de încurajare și de recunoaștere a apartenenței etnice. Să-și asume identitatea, să nu le fie rușine de ceea ce sunt, să fie conștienți că există elite rome, că există persoane care muncesc sau îi sprijină
pe aceștia, atât pe tineri, cât și pe și comunitatea de romi. Și cel mai important lucru vreau să le transmit textul așa cum avem și noi în evenimentul nostru Nadara, care înseamnă nu te teme. Două zile pline de energie și culoare, 19-20 mai 2018, cea de-a 8-a ediție a Zilelor Clujului, primul festival de mare amploare, din an care a reușit să aducă împreună toate minoritățile cu o serie de activități, evenimente menite să aducă împreună locuitorii orașului Cluj-Napoca. În cadrul Zilelor Clujului 2018 a avut loc și promenada multiculturalității. Pentru prima oară, la Zilele Clujului, a găzduit și o secțiune care celebrează cultura romă, organizată sub egida JVPEN, proiectul al Centrului Cultural Clujean, care și-a propus să regândească relația dintre comunitatea romă și celelalte comunități ale Clujului. Însă despre acest subiect vom vorbi și săptămâna viitoare. Însă revenim la promenada multiculturalității. Pentru a afla mai multe lucruri ce s-a întâmplat în acest weekend, am invitat alături de noi pe domnul profesor conferențiar dr. Sergiu Mișcoiu, director al Centrului de Cooperație Internațională a Universității Babeș-Bolyai. Bună ziua! Și pe doamna dr. Anca Kiș, coordonator al promenadei multiculturalității din cadrul Zilelor Clujului, dacă am zis corect. Bună ziua! Bună ziua! Da, da. De când se desfășoară acest eveniment sau de când este coordonat de dumneavoastră acest eveniment, Parada Multiculturalității? Parada Multiculturalității face parte din Zilele Clujului, este o componentă, aș spune, foarte importantă și în orice caz este componenta cea mai vizibilă. În afara paradei propriu-zise există o serie de standuri, cele 22 de centre culturale pe care Universitatea Babeș-Bolyai le animă, le organizează, le subvenționează, le întreține prin activitățile desfășurate acolo. Își expun o serie de elemente specifice cum acelei culturi, de la obiecte până la o serie de activități pe care le desfășoară la standuri. Populația Clujului se bucură de ceea ce se întâmplă acolo și apoi are loc această parada multiculturalității, care de obicei este în sâmbăta Zilelor Clujului, desfășurată după amiază, o efervescență întreagă de culori în sensul cel mai puternic vizual al cuvântului, încântă publicul care participă și pe cei care stau pe margine și vizionează. Evenimentul acesta se desfășoară de 15 ani în Cluj-Napoca, dar are o componentă mai puternică cu un input din partea Universității Babeș-Bolyai de 7 ani. Aș întreba-o și pe doamna dr. Anca Kiș, cât de greu, cât de ușor a fost să aducem împreună atât de multe minorități, respectiv atât de multe centre? La nivel de Universitate Babeș-Bolyai, acest lucru se întâmplă începând cu anul 1991, așa că avem deja o experiență în care diverse culturi care la un moment dat s-au aflat fie în Cluj, fie la universitate, au dorit să se stabilească și oficial, deschizând un centru cultural la Cluj. Aș spune că nu e capăt de lume organizarea acestor centre. Anul acesta au fost 17 din cele 22 de centre de pe lângă universitate, cele care au participat, dar e nevoie de un ochi. Centrele universitare, da, pe care dumneavoastră aminteați, care au fost partenerii realizării unui eveniment așa de amplu? Totuși vorbim de foarte mulți participanți. Care au fost cei mai importanți parteneri pe care i-ați avut dumneavoastră în realizarea evenimentului? La nivel de UBB, strict centrele culturale și voluntarii și studenții noștri. Studenți Erasmus, studenți cu studii complete la UBB. Acest eveniment nu ar fi putut fi realizat dacă nu ar fi existat Centrul de Cooperație Internaționale a Universității Babeș-Bolyai. Cu ce se ocupă centrul? Care este scopul, obiectivele lui, domnule conferențiar, pe scurt? Este un fel de minister de externe al universității, practic se ocupă de tot ceea ce înseamnă relațiile internaționale. Poate mulți tineri nu știu că există acest centru.
Ba, eu cred că știu, pentru că noi gestionăm, printre altele, bursele Erasmus și avem cel mai mare număr de burse Erasmus din toate universitățile din România, atât în ceea ce privește studenții care pleacă de la noi, cât și pe cei care vin la noi. De asemenea, centrul nostru menegeriază, pe lângă cele 22 de centre culturale specifice unor grupuri minoritare sau unor culturi care sunt prezente în Cluj sau doresc să fie prezente în Cluj, gestionează și acorduri internaționale și e vorba aici de câteva sute de acorduri internaționale care sunt active în acest moment și care acoperă întreaga lume, din Australia până în America de Nord și din Brazilia până în Japonia. Deci tot ceea ce ține de activitățile internaționale ale universității se concentrează aici și o spun cu mândrie și satisfacție că avem o echipă foarte bună, formată în general din tineri care, și tinere care sunt atât instruiți cât și foarte sufletiști în tot ceea ce fac. Nu se gândesc la raportul imediat material între timpul ocupat acolo și rezultatele pe termen foarte scurt a ceea ce fac, ci gândesc pe termen lung și gândesc în sens constructiv. Deci se poate face echipă cu ei și de aceea cred că și rezultatele noastre din ultimii ani sunt destul de grăitoare. Numărul de cooperări a crescut, iar Clujul încet, dar sigur, cred că se pune pe harta relațiilor internaționale ale marilor universități din lume. Ca și continuitate, revenind la subiectul pe care noi îl dezbatem, promenada multiculturalității, ca și continuitate, doamna dr. Anca Hiș, al acestui eveniment, ce acțiuni urmează să se desfășoare sau care este continuitatea evenimentului pe care dumneavoastră l-ați realizat? În fiecare an participăm la Zilele Clujului, așadar cu siguranță și anul viitor o vom face. Anul acesta e posibil să participăm și la Târgul de Crăciun, dar asta încă nu este stabilit, doar suntem în discuții și pe lângă aceasta activitățile centralului culturale pe lângă UBB se desfășoară în mod constant, așa că ei știu foarte bine să-și gestioneze lucrările. Care sunt cele mai importante acțiuni pe care centrul le are în desfășurare în momentul de față? Pe lângă acțiunile curente, care sunt numeroase și complicate, de la gestionarea de proiecte... Mai importante la care telespectatorii noștri ar putea să-și aplice sau tinerii ar putea, de exemplu, ați amintit de bursele Erasmus. Da, bursele Erasmus sunt probabil cel mai la îndemână mijloc pe care îl avem. Anul viitor, bugetul nostru pentru Erasmus este cu aproape o treime mai mare decât cel de acum 2 ani, deci practic am progresat, avem multe burse, multe destinații din lumea întreagă, nu e vorba acum numai de Europa, ci este vorba de întreaga planetă, practic, care poate intra într-o relație de tip Erasmus Plus și putem să trimitem tineri, studenți, asistenți, doctoranți, cadre didactice în diverse țări ale lumii. În afară acestor oportunități curente, ca să le spun așa, una dintre mizele următoare este configurarea unor consorții universitare europene, pentru că la nivelul Uniunii Europene, în momentul de față, există o inițiativă, aceea de a consolida consorții de universități transnaționale, de 4-5 universități la nivel european, care să aplice pentru obținerea de finanțări consistente, integrate pentru dezvoltarea instituțională. Și noi, în momentul de față, suntem în căutarea unor parteneri, în stabilirea unor contacte și, chiar ceva mai avansat în ultima vreme, în negocierea unor contracte în direcția aceasta a constituirii unor consorții care să permită, de fapt, tuturor celor care vor dori să acceseze în mod structurat fonduri europene, de exemplu, pentru dezvoltare la nivel universitar, la nivelul cercetării și mai departe, de fapt, să ei pot facă primi acest sprijin prin intermediul centrului. Pentru cei care au participat la evenimentul Promenada Multiculturalității, au beneficiat de un pașaport al multiculturalității. Ce reprezintă acest pașaport? Este o activitate pur recreațională, adică noi ne-am gândit la cei cum am putea să atragem mai bine publicul, ca să fie cât mai interesați și mai să cunoască cât se poate de bine centrele noastre culturale. Așadar, ei primesc un pașaport cu care merg la fiecare stand al fiecărui
centru cultural și răspund unor întrebări de cultură generală, ale culturii respective. A fost și un premiu? Vin la sau noi. Sau s-a acordat, da. A fost un fel de concurs? Da. Ne dau datele și se face o tombolă la finalul acestei promenade. Iar la final primesc niște premii. Aceste premii au fost oferite. La sfârșitul acestei promenade? Da. Când va avea? Respectiv, la finalul, s-a întâmplat deja sâmbătă, la finalul promenadei. Promenada multiculturalității durează vinerea și sâmbătă de obicei. La finalul acestui program au fost anunțați câștigătorii și au primit câte un premiu din partea centralelor culturale. Și ceea ce este foarte plăcut este să vezi oameni care, de fapt, nu au fost atât de interesați până acum, locuitori ai Clujului, poate pensionari cu nepoții lor, care nu au fost interesați neapărat până acum de, nu știu, capitalele statelor africane sau de cultura culinară chineză, de exemplu, care vin și, iată, află, intră în legătură cu ceea ce propunem noi să intre în legătură cu culturile respective și, pe baza unui joc, practic, sunt atrași în această direcție. Și interesul a fost destul de mare anul acesta, impresionant chiar pentru mijloacele care totuși nu sunt material vorbind extraordinare pe care le putem desfășura în acest sens. Care ar fi cele mai importante acțiuni pe care centrul urmează să le demareze într-un timp foarte scurt? În afara acțiunilor despre care vă spuneam, adică stabilirea consorțiilor, care este un obiectiv, care reprezintă un obiectiv destul de important, noi ne propunem să fim și mai prezenți, cum spunea și Anca, în comunitate. Această prezență trebuie să se manifeste nu doar, să spunem, o dată pe an, o dată cu zilele Clujului, ci să fie ceva mai activă și de aceea, prin intermediul diverselor acțiuni de comunicare, Universitatea Babeș-Bolyai va încerca să fie cunoscută în zone în care până acum nu a fost neapărat atât de cunoscută. Spre exemplu, acțiunile pe care le fac colegii de la Direcția de Comunicare și Relații Publice privind donarea de sânge, care au avut rezultate impresionante în acest an și practic au făcut din universitate o instituție prezentă într-o comunitate vie interesată de problemele acesteia. Până la urmă, noi suntem o parte a Clujului, sigur, suntem o instituție mare, suntem o instituție dinamică și însă o familie mare, unde multiculturalismul este la el acasă. Nu pot decât să vă felicit pentru acest eveniment extraordinar. Ca și întreaga noastră echipă a emisiunii noastre Transilvania Policromă, vă aștept în cadrul altor ediții unde vorbim de minorități, fie că vorbim de centre culturale, care ar fi mesajul pe care dumneavoastră ați dori să-l transmiteți prin intermediul acestei promenade? Clujul este viu, este multicultural, iar UBB este un stat într-un alt stat, la fel de viu, așa că așteptăm cât mai mulți studenți și public interesat în toate activitățile pe care le demarează centrele noastre culturale și nu numai. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumesc, domnule conferențiar! A fost alături de noi domnul doctor conferențiar Sergiu Mișcoiu, respectiv doamna doctor Anca Chiș. Așa cum vă promiteam încă de la începutul acestei ediții, Caravana Culturală Romă pentru elevi, studenți, profesori, ediția 2018 ajunge astăzi și la Cluj-Napoca. Caravana este organizată de Centrul Național de Cultură al Romilor Romano Care, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Rom și Asociația Partida Romilor Pro Europa, cu scopul de a prezenta publicului larg o serie de activități culturale ce vor duce la creșterea stimei de sine a tinerilor studenților romi, combaterea stereotipurilor și a prejudecăților referitoare la rom, promovarea dialogului între culturi care să se cunoască și să se respecte mai bine. Caravana este organizată în marile centre universitare din România. Noi am fost prezenți și la București, în cadrul Centrului Național de Cultură a Romilor, unde am realizat un reportaj pentru dumneavoastră. Centrul Național de Cultură a Romilor Romano Care, în parteneriat cu Asociația Partida Romilor Pro Europa, în luna mai organizează Caravana Culturală Romă pentru elevi, studenți și profesori, ediția 2018, în marile centre universitare din Craiova, Iași, Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, București și Brașov.
Astăzi ne aflăm la Centrul Național de Cultură a Romilor, unde ne-am întâlnit cu coordonatorul acestui centru. Este vorba despre Petric Badea, care ne va spune mai multe lucruri despre centru, când a luat naștere, care sunt acțiunile cele mai importante care le desfășoară centrul în momentul de față. Bine ați venit! Ne bucurăm de prezența noastră la Centrul Național de Cultură a Romilor. Centrul a fost înființat în anul 2003 ca unică instituție de stat din România care se ocupă de promovarea culturii rome. Viziunea trebuie să fie una amplă pe mai multe paliere. Ne ocupăm de promovarea scriitorilor romi, de promovarea artei plastice, cu tot ce înseamnă ea, pictură, sculptură, fotografie. Ne ocupăm de artele vizuale rome, teatru, film. Încercăm să dăm direcții de dezvoltare și de promovare a tinerilor de etnie romă care se exprimă artistic, ca să spun așa, indiferent de modalitatea de exprimare artistică, fie a pictură, cum am spus, sculptură, teatru. Ne ocupăm de promovarea limbii. Avem o editură unde scriitori de etnie romă vin și își pot publica scrierile, novelele, poeziile. Mergem la târguri de carte unde îi promovăm de asemenea pe scriitori, unde le lansăm publicațiile, invităm mass media centrală, avem posibilitatea aici în București să îi chemăm pe reprezentanții mass mediei centrale pentru a-i promova într-adevăr pe oamenii de cultură romă. Ne ocupăm de promovarea meșteșugurilor tradiționale rome, încercăm să organizăm târguri în București și în țară, în marile centre universitare. Ne facem de asemenea simțită prezența prin caravana culturală, cum o denumim noi, în centrele universitare. Mergem acolo și vorbim cu tinerii, le spunem cine sunt romii, de ce suntem romi, le vorbim și ne încercăm să-i apropiem prin modalități de exprimare culturală, ca să zic așa, adică nu mergem doar noi acolo și le vorbim, venim cu o piesă de teatru, venim cu un tânăr care cântă la pian și este absolvent de conservator. Astfel încercăm să schimbăm oarecum percepția și să le atragem atenția asupra noastră și să le livrăm un mesaj pe care ei să-l înțeleagă și cu care să meargă în viitoarele lor profesii, medici, juriști sau mai știu eu ce. În cadrul caravanei culturale a romilor se vor organiza întâlniri cu mediatorii școlari, inspectori școlari, consilieri, profesori de limba romanii, care vor fi invitați pentru a viziona filmul educațional Ioana, o rugă, o speranță, un vis împlinit. Vor avea loc și dezbateri pe marginea filmului, urmărindu-se a se atinge subiecte precum conștientizarea și diminuarea fenomenelor reale de discriminare și rasism, dar și tratamentul egal și interculturalitatea în sistemul educațional din România. Hei, negruțo! Tu încă nu ai înțeles, după atâta timp, că pe aici nu se trece. Ce nu poți înțelege? Pe acolo. Pe aici nu. Hai, fă pași, marș. Ronaldo, sut, gol! Mai bun e Messi. Bineînțeles. Auzi, măi, fetiță, ia-ți ghiozdanul de acolo și treci imediat în bancă. Gălăgia, liniște! Popescule, fii cu minte! Gălăgia, liniște, vă rog! Pentru că suntem la ora de dirigenție, aș vrea să știu ce vreți să deveniți când veți fi mari. Ia zi tu, Ioana. Eu aș vrea să mă fac profesoară, ca și dumneavoastră, că fără școală nimic nu se poate. Scopul nostru este de a promova istoria și cultura romă în spațiul educațional,
dar prin metode non-formale, adică de dezbateri, de teatru forum și, bineînțeles, un moment muzical de jazz. În prima parte a zilei a caravanei este o întâlnire la Inspectoratul Județean al fiecarei municipalități, unde avem o întâlnire cu inspectoratul, dar și cu instituții relevante în sistem educațional, dar totodată participă și mediatorii școlari și sanitari, unde vorbim despre interculturalitate, metode de combatere a stereotipurilor și prejudecăților și cumva venim cu produse culturale pe care le mânăm mediatorilor școlari ca aceștia să poată să prezinte și o carte sau un CD bilingv copiilor cu povești interpretate de artiști romi. Plus că eu, ca femeie romă, mi-ar plăcea să aflu despre trecutul meu. Am impresia că nu vă dați seama cu ce subiect aveți de-a face. Am să-i dau eu un mail Renguței până la urmă, să-i spun eu. Mamă, nu vreau să vin la cursul tău! Ăsta e interesul tău, pe mine nu mă interesează să aflu despre romi, despre cum au suferit ei în sclavie, în holocaust sau ce naiba de victimizări. Evenimentul cultural organizat în universități va aduce în fața studenților și profesorilor piesa de teatru Declar pe propria răspundere, interpretată de actrița Alina Șerban. Piesa are o puternică tentă autobiografică, urmărind traseul sinuos și imprevizibil al actriței de etnie romă, care ajunge prin forța talentului său să fie apreciată în unele din cele mai exclusiviste școli artistice din lume. Evenimentul va continua cu un recital de jazz, Manușe, în interpretarea lui Alexandru Pădurianu, care se remarcă printr-un simț ritmic aparte, dar mai ales prin inventivitatea investită în improvizațiile spontane, care impresionează publicul cu tehnica sa deosebită. Centrul își dorește ca să promoveze identitatea romă, își dorește ca să promoveze cultura romă și istoria romilor. Și prin actorul și instrumentistul de etnie romă, din punctul nostru de vedere, credem că este foarte important ca să apară și în mediul universitar acești artiști care să sprijine asumarea identității de către romii care nu își asumă în universități în special. Pentru a afla mai multe lucruri despre caravana culturală a romilor, am reușit să aducem astăzi la Transilvania Polichrom, alături de noi, la Cluj, pe domnul Mihai Neacșu, manager al Centrului Național de Cultură a Romilor, Romano Care. Bună ziua și bine v-am găsit aici la noi, în Transilvania. Bună ziua și bine v-am găsit. A nu știu câta oară în Transilvania. Am fost student și am avut multe întâlniri cu studenții din Cluj. Am lucrat în Cluj, în județul Cluj, la Poieni, în Huedin, la Cojogna. Deci cunoaștem bine... Trebuie să amintim faptul că dumneavoastră sunteți activist rom de cel puțin 15 ani, dacă aproape nu 20. Mă înșel eu bine, sau cel puțin din anul întâi de facultate, când am aflat de locurile speciale pentru romi, am aflat și de Mihai Neacșu. Astăzi mă bucur că pot să fiu la aceeași masă cu Mihai Neacșu, însoțit de domnul Sorin Mihai, reprezentant astăzi al Partidei Romilor Pro-Europa la noi în cadrul emisiunii noastre, în același timp actor, consilier și coordonator pe partea de programe culturale în cadrul Partidei Romilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți mulțumesc alături de noi. Totuși, aș reveni la discuția noastră legată de caravană, o zi foarte importantă, o zi în care caravana își desfășoară o serie de acțiuni și activități la Cluj. Aș începe cu domnul Mihai Neacșu, care sunt cele mai importante acțiuni care se desfășoară astăzi. Păi am început cu o vizită la Ministerul, la Inspectoratul Școlar. Ne-am întâlnit cu profesorii romi și neromi, care au în școala sau în clasa lor elevi romi. Am dezbătut probleme despre interculturalitate, am spus lucrurile pe nume și noi și dânsii. Există încă probleme de discriminare în sistemul educațional românesc și în Ardeal și în Muntenia, numai că ce trebuie să facem noi să diminuăm din probleme.
Cunoaște-mă înainte să mă judeci. Poate fi un slogan pe care noi, comunitatea de romi, îl folosim și nu numai atunci când ne referim la noi. Aș reveni la domnul Sorin Mihai, pentru că știu că o parte foarte importantă din această campanie este adresată și culturii și activităților artistice. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre această componentă, despre această părticică care este cuprinsă în cadrul caravanei culturale a romilor? Am avut șansa deosebită ca acum vreo câțiva ani să devin actor și să constat cu surprindere plăcută vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă cultură, artă în general, că este, cred că, cea mai rapidă formulă de a tranșede tot ceea ce înseamnă stereotip. În cadrul caravanei, tocmai asta ne propunem, de data asta cu colega mea din film, Alina Șerban, care își prezintă o piesă cu care s-a prezentat și la una dintre cele mai importante școli ale Europei de film, ADA, Royal Academy Movie din Londra, și cu un copil minunat, cântăreț de jazz rom, Alexandru Pădureanu, împreună cu Centrul de Cultură și Partida Romilor, încercând, cu participarea noastră în centre culturale, în centrele studențe, în centre universitare, de a începe, de a arăta o altă imagine și de a încerca să inserăm o modernitate în ceea ce privește tot ceea ce înseamnă aprecierea culturală sau, dacă vreți, până acum, acea accepțiune sau atitudine pe care a avut-o majoritatea față de cultura romă. Să arătăm că lucrurile stau și altfel. Nu numai la ceea ce era mai în trecut, adică în afară de muzică, în afară de cealaltă, avem actori, avem piese de teatru, avem cântăreți de jazz, avem oameni care se ocupă să iasă în evidență pictori, sculptori și așa mai departe. Este un început, este un proiect de început, el va începe să se dinamizeze începând cu această perioadă, urmând ca în perioada sfârșitului de an să fie mult mai cuprinzător. Chiar cu aici plajă. Și vreau să ajung. Știu că această caravană se desfășoară în toate orașele mari din România. Care sunt, nu știu, alte acțiuni sau cum vedeți dumneavoastră continuitatea acestei caravane în vederea realizării unei imagini mai bune a comunității de rom în societate și a cunoaște mai multe lucruri despre istoria romilor? Pentru că în cadrul filmului Marea Rușine, în ultima parte, se vorbește despre sclavia, robia, despre istoria. Care va fi și un film, în curând. Da. Spuneți-ne mai multe lucruri dacă tot ați început să ne spuneți. E un proiect de început, a fost doar eu de o discuție, dar cu siguranță ce spuneam și mai devreme, faptul că arta cinematografică reușește prin modul său de a se transmite atât de repede și atât de în cercul acesta unde lucrurile sunt foarte vizibile în lumea cinematografiei, de poți foarte repede să transmiți un mesaj, adică astăzi un film rulează la Cluj, spre exemplu un film care anul trecut a câștigat la Festivalul Filmului de la dumneavoastră de aici, Marele Premiu al Juriului, Scris Nescris, un film cu romi și despre romi, de care s-a vorbit mai puțin. Cum se numește filmul? Scris Nescris. Scris Nescris. Este regizat de un român, Adrian Sedișteanu, și jucat de niște actori romi. Este primul film din istoria cinematografiei românești, jucat de actori romi și cu dialog în limba romanii. Dar referitor la ceea ce spuneați mai devreme legat de acest aspect, e un proiect de discuție, Marea Rușine, ar trebui regizat și produs de colega noastră. Pentru că ați amintit de Marea Rușine, l-aș întreba pe domnul Mihai Neacșu, care este mesajul pe care doriți să-l transmiteți prin această piesă de teatru care se joacă, respectiv prin această caravană. Aș menționa câteva lucruri. În primul rând, suntem la a treia ediție în centrele universitare cu caravana culturală. Vrem să dialogăm cu viitoarea intelectualitate a României, cu studenții de astăzi, cu viitorii profesioniști de mâine, care vor lucra în televiziune, în administrația publică sau în mediul privat. Vrem să fim cunoscuți în felul în care noi ne prezentăm, nu cum au auzit unii și alții despre noi. Punem accent pe promovarea elitei romilor, pe promovarea tinerei elite a romilor, pentru că noi vrem să contribuim la dezvoltarea culturii moderne a romilor. Noile tehnologii, media, teatru, film,
Sunt instrumente pe care le utilizăm ca să, transmitem cultura modernă a romilor. Avem de la Taraf la Filarmonica Romilor o trecere importantă în revistă a muzicii romilor. Avem teatru pentru copii, Prințul cel Obraznic și Bătrânul Înțelept. Avem teatru pentru adulții, Marea Rușine, produsă de Centrul Național de Cultură în 2016. A fost o piesă de teatru de tip lectură și Centrul de Cultură s-a auto-invitat, i-a propus Aline Șerban să o producem în anul 2016, la un an de zile după ce s-a format noua echipă a Centrului de Cultură, pentru că noi funcționăm din 2015 total diferit de tot ce a fost până atunci. Este o nouă echipă complet diferită, doar doi oameni au rămas din vechea echipă și totuși suntem 27. Totuși putem să ne mândrim că avem în momentul de față un centru de cultură al romilor care poate să promoveze adevăratele valori culturale ale romilor. Eu știu că cultura nu are naționalitate, nu are minoritate, artistul nu este rom, nerom, german sau așa mai departe. L-aș întreba pe domnul Sorin, cum ne situăm noi ca și comunitate în momentul de față vis-a-vis de societatea românească din punct de vedere al a ceea ce facem noi, al artistului. Ați simțit vreodată, să fiți discriminat sau nu în munca pe care dumneavoastră o realizați în domeniul cultural? Munca pe care o depun sau depus-o firmele pe care le-am făcut până acum, tocmai asta spuneam mai devreme, că am constatat cu surprindere plăcută, chiar foarte plăcută, Mediul acest oameni n-au nimic în comun cu ceea ce înseamnă dozele de, ca oameni, mă refer de profesioniști, nu știu, poate de subtul sufletul lor, conștiințelor, poate au o problemă, dar, repet, când e vorba de un proiect, oamenii te tratează, așa cum am spus mai devreme, ca pe un artist, ca pe unul care particip la un proiect și atât. Lucrurile stau foarte, foarte bine, foarte limpede din acest punct de vedere, că nu contează pentru omul de acolo ce ești, că ești de origine maghiară, evreu, rom sau așa mai departe. Nu. Ești un actor, trebuie să-ți faci treaba, să faci treaba așa cum trebuie și ești apreciat ca atare, ca drept dovadă acest film. V-aș întrerupe pentru că aș vrea să-mi spuneți câteva lucruri despre TIF 2017. Da. O realizare foarte importantă pentru dumneavoastră. Foarte importantă, nu numai pentru mine, repet. Pentru mine a fost o mai mare realizare, a fost una așa ceva. O spun dumneavoastră, dar pentru cultura romă în general a fost un mare, este, repet, pentru prima dată în istoria cinematografiei românești, când este făcut un film cu actori de etnie romă, profesioniști și neprofesioniști, pentru că nu sunt un profesionist, eu am devenit prin conjunctura lucrurilor un actor și prin ajutor Dumnezeu chiar cât de cât mi-am făcut treaba bine, ca drept. Deci putem să spunem apreciere, că în momentul de față avem nu neapărat un teatru al romilor, ci avem oameni pregătiți care poate să dezvolte pe viitor un teatru. Și asta este unul dintre obiectivele principale ale Centrului de Cultură, are Partidele Române și are una, altă, două, trei organizații, chiar mai multe, care de foarte multă vreme se străduie să găsească o soluție în vederea acestui aspect care l-a spus mai devreme, nu neapărat un teatru, ci un centru de creație. Nu numai în teatru, tot ce înseamnă folclor, muzică, film, teatru și așa mai departe, aspecte. Vă mulțumesc. Un mesaj foarte scurt pe care ați dori să-l transmiteți dumneavoastră, domnule Mihai Neacșu. Promovăm cultura modernă a romilor, avem cu cine, avem cu ce, trebuie doar să ni se pună la dispoziție cadru pentru acest lucru, un lucru, și al doilea lucru, să nu ne îmbătăm totuși cu apă rece, încă mai e mult de lucrat. Încă discriminarea există, noi doar trebuie să o diminuăm. Mulțumesc, vă așteptăm și în cadrul altor ediții de ale noastre. Mai e puțin până începe TIF, dacă tot vorbim de TIF, cel mai mare eveniment din România dedicat artei și cinematografiei, care se va desfășura și la Cluj-Napoca între 25 mai 3 iunie. Vom reveni cu mai multe reportaje pe această temă, însă până atunci vă lăsăm să... Și vă propunem câteva propuneri care vor avea loc la TIF prin intermediul unui material care a fost realizat de colegii mei. Emisiunea va fi difuzată de asemenea astăzi pe TVR Cluj, începând cu orele 17. Lavinia Dandoci sunt și vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire pe pagina de Facebook a emisiunii noastre Transilvania Policromă, unde ne puteți scrie sau ne puteți invita în comunitatea dumneavoastră, fie ea minoritară sau majoritară, ca împreună să înlăturăm barierele discriminării și a stereotipurilor. Cunoaște-mă înainte să mă judec. Nu uitați că puteți să ne vedeți Transilvania Policromă și pe canalul YouTube sau online pe TVR+. O zi plăcută!
cele mai bune producții bulgărești din ultimii 2 ani și câteva dintre titlurile de top ale cinematografiei sovietice vor fi proiectate la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film Transilvania în cadrul secțiunilor Focus Bulgaria și Amintiri din URSS. Ambele programe promit publicului descoperiri cinematografice remarcabile, indiferent că vorbim de filme culte ale anilor 80 sau producții recent premiate în marile festivaluri internaționale. Връщам те в училище. И да ме върнеш, аз пак ще отида, такво? Ей, Маклия, ей! Иначе аз сама съм си го избрала това, защото ме кефи и ми плащат пари, ми плащат! Focus Bulgaria propune o selecție alcătuită din 8 creații ale noii generații de cineași bulgari în frunte cu Destinația lui Stefan Comandarev, prezentat în 2017 la Cannes, în secțiunea Un certain regard. Printre acestea se află și 2 dintre cele mai bune documentare bulgărești produse în ultimii ani, Poștașul cel bun și Sătenii. Primul urmărește evoluția politică a unei localități de frontieră în care poștașul satului decide să candideze pentru a rezolva problema imigranților, iar cel de-al doilea analizează cu tandrețe fricile, bucuriile, speranțele și obsesiile unor oameni aparent lipsiți de importanță. Focus Bulgaria e o inițiativă tradițională la TIFF. În fiecare an avem țări invitate, țări în care se întâmplă ceva important în materie de cinema. Și așa cum am mai zis, Bulgaria în ultimii ani a reușit să, prin cineaști foarte tineri, să fie prezentă în marile festivaluri. Filmul Godless a luat trofeul Leopardul de Aur la festivalul de la Locarno, filmul Directions a fost prezentat anul trecut la Cannes. Practic, majoritatea filmelor bulgărești, poate mai mult decât filmele românești din ultimii ani, s-au bucurat de notorietate în rândul festivalurilor mari, drept care am decis să organizăm acest focus axat pe noile titluri. Nu сразу все. Amintiri din URSS este șansa publicului TIFF de a descoperi sau redescoperi pe marele ecran, în copii noi restaurate digital, filme ce umpleau sălile de cinema în anii 80, nu doar în România, ci în toate țările din blocul socialist. Printre acestea se află Asa, regizat de Sergei Solovev, filmul manifest al rocului rusesc care a făcut istorie influențând generații întregi. Sau drama de război Dute și vezi a lui Elem Klimov, care este considerată una dintre cele mai devastatoare opere din istoria cinematografului. Un alt film cult sovietic care s-a bucurat de aprecierea internațională și o uriașă popularitate în România comunistă, Moscova nu crede în lacrimi, în regia lui Vladimir Menșov, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film străin în 1981 și urmărește visurile, dorințele, iubirile și deziluziile a 3 tinere muncitoare. Povestea cu Uniunea Sovietică e un proiect la care lucrez de mai mult timp. Norocul face că în ultimii ani arhiva de film din Moscova, Mosfilm, care este principalul producător al filmelor sovietice din anii respectiv, practic am axat pe titluri, pe hiturile anilor 80. Nu e vorba aici de nostalgii politice, de parte de noi acest gând, e vorba de nostalgia după un anume tip de cinema, un cinema mare, grandios, bogat, cu sentimente, foarte și cu desfășurări de forțe foarte, foarte vaste, cu multe prim planuri, cu multă melodramă, cu acțiune, adică foarte multe lucruri care cumva lipsesc din filmele actuale, care poate din motive financiare sau nu au adoptat estetica asta foarte, foarte minimalistă. Un alt punct de interes din zona slavă în cadrul TIFF este și concertul trupei cult Ethno House Staha Braha din Ucraina, care revine la TIFF. Cei 4 membri ai trupei Daha Brah au fost invitați pentru prima dată la Cluj în 2013, când a avut loc prezentarea variantei restaurate a filmului Pământ al lui Oleksandr Dovzhenko cu acompaniamentul live al trupei. Între timp, notorietatea lor a crescut spectaculos, aducându-le concerte în toate colțurile planetei, inclusiv la evenimente majore precum Glastonbury sau Bonnaroo. Daha Braha surprinde cu fiecare spectacol, tocmai pentru că repertoriul lor inspirat din folclorul ucrainean este atât de amplu încât le permite să fie mereu altfel.
Concertul trupei Daha Braha din cadrul TIF va avea loc luni 28 mai la Casa de Cultură a Studenților de la ora 19:30. E o trupă pe care am descoperit-o la festivalul de la Odessa, care nici noi la vremea respectivă nu știam foarte mult. Acolo au proiectat, acolo a fost proiecția cu Pământ și cu acompaniamentul live. Surpriza noastră acum câți ani relativ în momentul în care i-am adus a fost că evenimentul a prins. La vremea respectivă plănuiserăm doar o proiecție dublată de intervenția live a trupei, care s-a suplimentat a doua zi cu un gig, cu un concert în sine, care a prins foarte bine la Cluj. Pe lângă programele și evenimentele amintite deja, între 25 mai și 3 iunie, TIF, cel mai mare eveniment din România dedicat artei și cinematografiei, aduce la Cluj-Napoca sute de proiecții, titluri clasice și filme în premieră absolută. O selecție solidă ce îmbină filmul cu muzica, expoziții, workshop-uri inovatoare, dezbateri și petreceri grandioase. Programul ediției TIF din acest an include numai puțin de 227 de producții din toate colțurile lumii.